Bună, Alexandra, mă bucur foarte tare să te văd aici la show-urile de la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Tocmai ai participat la show-ul lui Carmen. Spune-mi, te rog, ce părere ai despre colecția ei? Cum te-a impresionat? Eram sigură că o să-mi placă. E un designer pe care îl admir de ani de zile și mi-a părut rău că l-am dat, a dispărut așa, nu a mai avut neapărat constanță în activitate, deși a făcut lucruri frumoase. Am să știi că în apartamentul meu, în care încă nu m-am mutat, dar printre primele accesorii pe care mi le-am cumpărat sunt niște perdele pe care Carmen le face și am și câteva piese în garderoba mea, așa că m-am grăbit să ajung la prezentarea ei. Mi-a plăcut foarte mult, apreciez estetica ei minimalistă, materiale și croiuri impecabile și așa un pic de misticism și un darkness acolo pe care îl apreciez foarte mult. Dar am bucuria de a participa la un eveniment care într-adevăr arată la nivel internațional, deși eu nu am fost prezentă la show-uri internaționale, dar așa, din ce știu, din poze, din filmări, am văzut că lucrurile stau cam așa cum arată și aici și mă bucur că pot fi prezentă astăzi, așa, un pic pe fugă, dar mâine o să fiu full day și abia aștept toate prezentările din cadrul Bucharest Fashion Week. Spune-mi, te rog, suntem la prima ediție de Bucharest Fashion Week, dar cum vezi evoluția unui astfel de eveniment și cum vezi de fapt, un astfel de eveniment pentru industria noastră de modă? Important e că există proiecte în genul ăsta și că sper eu în timp public o să fie educat și în aprecia creațiile designerilor români și nu numai, și să înțeleagă un pic faptul că o haină care înseamnă, dincolo de materiale de anumită calitate, înseamnă muncă de creație, are un preț care depășește hainele din zona de mass market și că acel preț este îndreptățit și să ajungă să aprecieze și să-și, mă rog, pentru cei care își permit, să aibă în garderobă genul ăsta de piese. Dincolo de asta, chiar dacă nu ești neapărat un consumator sau nu un cumpărător, merită să participi la genul ăsta de eveniment pentru că este într-adevăr un eveniment de artă în care pur și simplu clătește ochiul cu niște creații superbe și evident niște locații minunate așa cum au fost alese pentru prima ediție de Bucharest Fashion Week și asta aștept ca un copil Crăciunul ziua de mâine, abia aștept să o să mai fie aici de la prima oră când se deschid show-urile până seara, abia aștept. Și spune-mi, te rog, cum ți-ai compus ținuta pentru astăzi? Păi, port Raluca Mihai, deci un designer român, nu mi-a fost foarte greu pentru că am pus ochii din timp pe lucrurile care îmi plac și mă reprezintă și mi-am dorit o ținută în estetica mea minimalistă, mai sobră, dar cu un twist și demnă de o locație în care se adună atât de multă lume, bine îmbrăcată și am vrut să mă număr printre ei și eu sunt mulțumită de lucrul pe care l-am realizat astăzi.